Bună ziua, astăzi cu Andreea Răsuceanu vom vorbi despre Bucureștiul lui Eliade. Aș vrea să zăbovim un pic asupra contextului în care scria Eliade romanele și novelele. Era o lume în schimbare, generația lui Eliade simțea că își pierdea sensul. Este Bucureștiul din romanele lui Eliade o reflectare, o oglindă a acestor frământări și acestei lumi în schimbare? Mă bucur că mi-adresați întrebarea asta, pentru că ea punctează deja un lucru foarte important legat de cartea mea. Bineînțeles că, de fapt, cartea mea a pornit de la încercarea mea de a preciza o sintagmă destul de volatilă, să zic, destul de puțin clară, aceea de București mitic sau București magic al lui Mircea Eliade, pentru că atunci când spunem Bucureștiul lui Mircea Eliade, ne gândim imediat la Bucureștiul din pe strada Mântuleasa și, în general, din proza fantastică scurtă și, mă rog, din romanele fantastice. Un alt tip de București despre care am vorbit este acesta amintit de dumneavoastră, un București violent, un București care suportă invazia modernității, Bucureștiul interbelic al anilor 30, care e diseminat, fracturat, epileptic, un termen al lui Marc Brosseau, mă rog, el folosește legătură cu New York-ul lui Dos Passos din Manhattan Transfer. Deci un alt tip de București, așa cum apare el în romanele realist psihologice sau în ceea ce critica a numit romanele generaționiste, romanele din proiectata trilogie generaționistă, adică Întoarcerea din Rai, Huliganii și romanul rămas neterminat, Viață nouă sau Ștefania. Eu am evitat să, deși am căutat o anumită corespondență între locurile propriu-zise ale geografiei obiective și toposurile consacrate de proza lui Mircea Eliade, am evitat o corespondență obstinată, să-i spunem. Am evitat să privesc aceste romane pur și simplu ca o oglindă a unei anumite perioade din istorie. Evident că ele nu pot fi analizate, cu atât mai mult cu cât sunt romanele dintr-o trilogie care trebuia să reprezinte portretul generației 27, portretul generației lui Mircea Eliade, nu putem face abstracție de contextul politic, istoric, mă rog. Dar nici n-am căutat neapărat o identificare forțată a acestor locuri. Ele sunt importante în măsura în care ne dau o imagine asupra intelectualilor din această perioadă, pentru că, de fapt, grupul de intelectuali din care face parte Pavel Anicet, de pildă, și din care face parte și fratele său, Petru Anicet, în cel de-al doilea roman al trilogiei, este reprezentativ pentru intelectualii epocii interbelice, pentru intelectualii anii 30 și anilor 30 și prietenii lui Mircea Eliade. Faptul că aceștia se mișcă, cum spune la un moment dat un personaj, că se mișcă, întreaga cultură română ar putea fi cuprinsă între cafeneaua Corso, barul Automat, Palatul Regal, Cercul Militar, deci zona aceea boema a capitalei, nu mi se pare un lucru de ignorat. De asemenea, lui Mircea Eliade i s-a reproșat faptul că, de către critica vremii, că în aceste romane sunt prea puține referințe la istoria propriu-zisă pe care o traversează personajele din Întoarcerea din Rai, de pildă, și din Huliganii. Mai exact, e vorba de un singur eveniment, greva de la atelierele CFR, și acesta a prezentat oarecum voalat, mai degrabă metaforizat, și anume există la un moment dat un fel de voce a orașului, un fel de fir diabolic care leagă de fapt toate personajele, traversează orașul din strada Cristian Tel, unde se află Pavel Anicet, asta e undeva în zona Amzei, deci Calea Victoriei, și periferia, zona Pache Protopopescu, mă rog, strada Salcâmilor, deci cumva conectează toate personajele aud acest vuiet care este cel al sirenei de la atelierele Grivița, atelierele CFR. Și o foarte bună analiză în sensul acesta face MacLean Scott Ricketts. Cred că cam asta e ideea. Da, interesant, personajele lui Eliade
sunt niște personaje de multe ori rătăcitoare, rătăcesc străzile, caută totdeauna ceva, intră. E un, Iliade descriu un București labirintic. E, descrieți-mi un pic cum vedeți Bucureștiul ca labirint în scrierile lui Iliade. În romanele acestea realist psihologice, e vorba mai degrabă de o pendulare a acestor personaje despre pe care tocmai le-am amintit, între aceste două zone, tipuri de zone. Zona centrală privilegiată a Bucureștiului central și zona periferiei. Și lucrul acesta este important și relevant din punct de vedere al organizării spațiului narrativ. Dacă veți citi cartea, o să vă dați seama de acest lucru. În romanele sale și în proza fantastică, Bucureștiul e dintr-o dată cel mult mai familiar, probabil, tuturor cititorilor săi, Bucureștiul mitic sau magic, așa cum a fost numit. Între aceste două părți, să spunem, ale operei sale, există un mic roman de trecere, i-aș spune, Nuntă în cer, în care, așa cum spune foarte bine undeva criticul literar Paul Cernat, Eliade se îndrăgostește cu adevărat de București. Și îmi place acest roman, pe care îl consider de altfel una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din literatura română, și pentru că există aici o sintagmă formidabilă, aceea a insulelor de melancolie și tăcere pe care le traversează cei doi îndrăgostiți, Mavrodin și Leana, din prima parte a romanului. Și e foarte important aici că pendularea protagoniștilor se face între un București al marilor bulevarde, care reprezintă, așa cum știm, cerebralul, raționalul, viața intelectuală și așa mai departe, și un București al străduțelor lăturalnice, labirintice, periferice, pe care Mavrodin, personajul central, îl asociază, de fapt, cu bulversarea aceasta interioară pe care o presupune starea de îndrăgostit și pe care, evident, el o asociază cu lipsa, mă rog, unei vieți intelectuale adecvate, adică practic cu oprirea acestui proiect intelectual al său. Și dintr-o dată ne trezim cumva deja în acel București care ne este familiar din proza fantastică. Și abia apoi intrăm pe strada Mântuleasa și celelalte proze scurte în Bucureștiul acela. Și strada Mântuleasa unde s-ar situa între aceste două universuri, între aceste două Bucureștiuri, să spunem. După mine, strada Mântuleasa rămâne axa centrală, de fapt, a prozei fantastice Iliade. Deci nu mi se pare că deloc întâmplător faptul că sunt o serie de nuvele, o serie de sau microromane care se organizează în jurul acestei axe, care e strada Mântuleasa. De fapt, triunghiul pe care Mântuleasa îl face cu Popasoare și cu Papche Protopopescu, cu prelungirile sale către Obor, Foișorul de Foc și așa mai departe. Eliade, de altfel, amintește lucrul acesta undeva în memorialistica lui, vorbește despre coerența pe care și-o câștigă aceste texte scurte organizate în jurul străzii Mântuleasa, independent de voința sa, deci cu totul neplănuit, cu totul nepremeditat. De unde vine numele Mântuleasa? De la familia Mantea? Sau? E o întreagă poveste aici. De fapt, de aici a pornit și cercetarea mea acum 4 ani, când mi-am scris prima carte, Cele două mântulese. Evident, toată lumea credea că Mântuleasa vine de la verbul a mântui. Ei bine, nu este așa. E vorba despre familia de negustori bogați care a ctitorit Biserica Mântuleasa în 1734 și, mai precis, de soția sau poate de sora lui Manta Cupețul. Cei care mi-au citit cartea știu la ce mă refer acum. Una dintre cele două personaje feminine, dând și ulterior și numele Mahalalei Mântuleasa. Deci Mântuleasa vine pur și simplu de la Stanca Mântuleasa, soția lui Mantu Cupețul. Am înțeles și spuneați că Eliade vorbește despre în novelele sale despre un sistem de pifnițe pe care
puteau fi privite ca un fapt pur ficționar, însă ele, au înțeles, chiar exista, chiar există. Și ați descoperit că chiar există acele pivnițe în, și poate că Eliade nici nu era, nici nu știa foarte bine unde erau amplasate și care e povestea. În imaginarul tuturor bucureștenilor există această rețea de subterană, de pivnițe în care tot timpul pare ascunde ceva misterioase. E interesant cum uneori și literatura copiază, și viața copiază literatura și nu numai invers. De asta mă pasionează foarte mult genul acesta de demersuri care se desfășoară în jurul graniței subțiri, uneori imperceptibile aproape, dintre realitate și ficțiune. Cu totul întâmplător, căutând în arhive documente care să mă ajute să reconstitui această mică istorie a Străzii Mântuleasa, așa cum am făcut-o în prima mea carte, am descoperit într-adevăr câteva documente de la începutul secolului 20, mai exact din 1907, în care o profesoară bucureșteană pe nume Elena Mangâru solicita primăriei, având deja un loc de casă undeva într-o parte a școlii Mântuleasa, solicita încă o bucată de teren din ceea ce era curtea școlii Mântuleasa, pentru că nu putea să-și ridice fundația casei din cauza unei pivnițe foarte adânci aflate chiar pe locul respectiv. Eu personal cred că e vorba despre pivnițele familiei Manta, cred că acolo erau casele, acolo era gospodăria manților, și mi s-a părut interesant cum, de fapt, uneori literatura pare să facă realitatea. Evident că Mircea Eliade nu știa despre o existență precisă, clară, a acestor pivnițe acolo. Probabil că circula un fel de folclor urban, local, referitor la aceste pivnițe, care, așa cum știm, împânzesc tot centrul vechi, deci nu numai zona Mântuleasa. Dar mi s-a părut interesant să descopăr acest detaliu și cumva să descopăr că istoria îmi confirmă poveștile acestea ficționale, evident, din novela Pe strada Mântuleasa.